A devenit deja o tradiție pentru elevii de gimnaziu ai Slatinei ca în fiecare an, în luna mai, să se organizeze concursul de cultură generală Disney Cup. Și în acest an, copiii claselor 5-7 de la fiecare unitate de învățământ din oraș se vor întrece în cunoștințe pentru a câștiga premiul cel mare, o excursie la Disneyland Paris. Sunt convins că, din ce mi-au explicat și copiii și profesorii și cei care au participat, au câștigat și au mers acolo, eu sunt convins că va avea și anul acesta același impact. Și în momentul în care ajungi la 15-a ediție, eu cred că a prins foarte bine la public, cel puțin și părinți și profesori și elevi sunt foarte bucuroși de desfășurarea acestui eveniment. Organizatorii au anunțat că și în acest an vor fi 36 de premii. Asta înseamnă că fiecare școală din Slatina va avea câte 3 câștigători. De la fiecare școală vor fi câte 3 câștigători. Clasa 5-a, clasa 6-a, clasa 7. Sistemul este gândit în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, OLT. Nu vrem să schimbăm acest sistem pentru că este a fost foarte bine organizat din punct de vedere al condițiilor de desfășurare. Am primit sprijin din partea tuturor unităților de învățământ de fiecare dată. Am încercat să le punem la dispoziție toate materialele necesare, birotică, corect, tot ceea ce ține de organizare. Sunt anumite condiții. Dacă ai fost câștigător anul acesta, de exemplu, la anul nu mai pleci în frața, nu mai poți efectua, pentru că trebuie să mai beneficieze și altcineva de această șansă. Dacă în continuare tu ai primit, în momentul acela se primește o sumă de bani. Dacă ai primit și al treilea an și ai fost câștigător, în momentul acela ți se oferă o diplomă. Concursul local de cultură generală Disney Cup se va desfășura în acest an pe data de 23 mai, urmând ca după aflarea câștigătorilor să se decidă și data plecării în Franța.